Primul viol s-ar fi produs vineri noaptea, victima fiind o tânără în vârstă de 16 ani din Bălilești. Fata avea un prieten mai mare, iar vineri noaptea acesta a fost acuzat că ar fi profitat de prietena sa. Minora, însoțită de familie, a ajuns direct la poliție, unde a reclamat ceea ce i s-a întâmplat. Polițiștii au demarat cercetările în acest caz în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a consumat actul sexual și dacă se confirmă sau nu că a fost viol. În cazul celui de-al doilea viol este vorba tot despre o minoră care a ajuns la poliția din Câmpul Lung însoțită de mama ei. Femeia a susținut în fața polițiștilor că fiica ei a fost victima unui viol. Tânăra avea un prieten mai mare decât ea și trăia o poveste de dragoste de o bună bucată de timp. Fata nu a ajuns acasă când trebuia, iar mama sa a luat-o la întrebări. Singura explicație pe care a primit-o femeia din partea fiicei a fost aceea că a fost abuzată sexual. Supărată, nevoie mare că fiica ei a fost batjocorită, nu a stat prea mult pe gânduri și a mers la poliție. Ceea ce aveau să afle anchetatorii nu era nici de cum pe aproape de varianta știută de mamă. De teamă să nu o certe, fata a spus mamei că a fost silită să întrețină raporturi sexuale cu prietenul ei. Polițiștii au încadrat fapta la întreținere de raporturi sexuale cu o minoră, nici de cum la viol. Cercetările polițiștilor continuă.